Sfârșitul de Gib Mihăescu. Adaptare radiofonică de Ghiță Florea. Aici, în parc, la ora asta? Pentru că stau aproape, Prundeanule. Bine, dar... adică... Adică, tocmai precum te-ai gândit. Auzisem că v-ați împăcat. Aproape. Sigur, sigur, nici nu se mai putea, după pronunțarea sentinței tribunalului... A curții, a deciziei curții, pentru că eram în apel. A? Ea? Doamna a făcuse... Ba, eu îl făcusem ca să mai trăgănesc lucrurile, ca să văd, ca să mă conving... Dacă mai este posibil o împăcare sau nu, am tot lungit și dacă ea făcea apel, asta ar fi fost un indiciu destul de prețios. Dar nu s-a mișcat cât de puțin, înțelegi? Da, și voi stați împreună în tot timpul ăsta? De vreo două ori mă mutasem, dar reveneam mereu. Era foarte nostim. Ne găteam amândoi și plecam împreună la înfățișare. Și ea, dânsa, vreau să zic, nu făcea nicio împotrivire? Nu, găsea foarte firesc. Adică vrea cu orice preț să vadă până unde întind eu cercul. Râdea. Asta era tot ce găsea să facă, da. Și ați tot întins cercul până a plesnit? Nu, încă nu, dar e gata. Parcă spui că s-a terminat și la curte. Mai e un termen al transcrierii hotărârii. Două luni e limita. Dar poți să transcrii și ceva mai înainte. Fără îndoială că nu te-ai grăbit să transcrii. Aș mai avea o lună. Aveți tot timpul să vă cercetați mai îndeaproape, ca să vă convingi. Nu, convingerea este făcută. Iar până la transcrierea divorțului nostru nu mai e decât un ceas. Renunț la cele două luni ale legii. Am înțeles. Iar o mică neînțelegere între voi. Zici că mai ai un ceas? Da. Vrei să spui că aștept să se deschidă tribunalul după amiază? Exact. Ai făcut bine că ai intrat în această grădină publică. E cea mai simpatică grădină publică din oraș. Tocmai pentru că e așa retrasă și aproape neumblată. Liniște, aer curat. Într-un ceas ești vindecat. Nu mă cunoști, Prundeanule. Hotărârea mea e nestrămutată. Și când mă hotărăsc eu... Când te hotărăști, lungești procesul până pleznește cercul. N-a pleznit încă. Astăzi va plezni. Peste un ceas, adică la ora... La ora 3. La 3. Da, dragul meu, da. Voi transcrie la ora 3, pentru că atunci se deschide grefa curții. Dar iată și pe... Dânsa e... Ma, da, doamna Bârnea, vreau să zic, până la orele 3 este încă doamna Bârnea. Da, spune-mi, vine încoace? Ne-a văzut? A apucat-o pe o alee în dreapta. Da, m-a văzut cu tine, desigur. Știam care... Așa face întotdeauna. Întotdeauna când e gata să se împlinească ora 3, vine încoace? Mă caută. Adică... Stai. Nu e... Nu, de departe, mai ales din spate, semăna atât de mult cu nevastă ta. Asta nu-i casierița de la cafeneaua New York. E nostimă, nu? Și cam plac bărbații cu bani. Și cea care a trecut era nostimă și aceasta e nostimă și toate sunt nostime și seamănă una cu alta și totuși fiecare are ceva distinct. Prundeanu, da. Te-aș ruga să mă însoțești până la tribunal. Cu plăcere. Mai avem 45 de minute, dar plecăm peste un sfert de oră. Mergem pentru magale, bine știți, ca doi tineri care merg să facă un lucru foarte simplu. Transcriem, dăm un bacșiș grefierului care ne va ura într-un ceas bun și plecăm agale, bine? Ți-ai închipuit adesea scena asta? Da, pentru că doamna m-a călătorit destul de des prin arhivele astea. Trebuie să sfârșești cu spectacolul ăsta obsedant odată. Voi scăpa de toate. E toate. Trei sferturi de oră mai despart. Da, de toate. Dacă vrei, putem pleca așa cum? Să mergem atunci. Da. Numai o clipă, mai stai un moment. Pentru? Cam pe acum vine ea.
Păi, de unde știi că vine? E, ți-am spus. Nu e prima oară când mă refugiez în această grădină. Întâi m-a lăsat doar 5 minute și a sosit. A doua oară 10, a treia oară un sfert de oră. Am calculat cu ceasul în mână. Acum e a cincea oară. Deci să mai așteptăm ca să se împlinească 25 de minute. În sfârșit, putem să-i dăm chiar o jumătate de ceas, știi? Se face că trece așa ca din întâmplare și începe să se mire. A, tu ești! N-ai fost la transcriere și așa mai departe, dar știi bine că transcrierea e la ora 3. De aceea e în stare să zăbovească acum și peste 25 de minute. Sunt curios să văd și eu. Da. Uite, așa mă fierbe de 3 ani de zile. Acum 2 săptămâni. Uite... Uite, petele astea de lumină m-au făcut să mă împac cu dânsa. Cum petele? Era un soare, tot ca acum, și razele răzbăteau printre frunze, făcând pete mișcătoare de lumină prin umbra frunzișului. Ce spui, măi, Bărnea? Cum au putut petele astea să te facă să uiți terfeloacele de la grefă? Mi-au adus aminte de căldura aceea teribilă din vara trecută. Atunci, după mesele, ne refugiam în biroul meu. Era cel mai răcoros și lăsam transpirantele și citeam amândoi întinși pe divanul acela de piele. Dar razele pătrundeau prin invizibile găurele ale transpirantului și stropeau copete mici de lumină tapetul peretelui și tăblia divanului și... Pe urmă, pe măsură ce soarele se ridica, petele începeau să se lase și atunci veneau pe hainele și pe picioarele noastre și uneori pe obrazul palid al Madei. Încercam atunci să șterg cu un sărut pata, dar îți închipui, abia după denumărate sărutări, picătura de lumină se muta pe umărul ei negricios. Și de acolo, cu mari sfârțări, de-abia o alungam pe covor. Dar atunci alte picături de soare răsăreau necontenit pe frunte și pe umărul ei și aceleași pete. Acum 2 săptămâni era o noutate. Era prima după amiază frumoasă de mai. Și ziceam, dacă va veni și azi, e bine... Și... Așa a părut după boschete, ca o vedenie. S-a apropiat cu mersul ei, rar și legănat. Parcă o văd cu zâmbetul ăla extraordinar, supus și stăpânitor în același timp. Și mi-a pipăit mâna, dar cu câtă pasiune și cu câtă căldură. E bine, când m-am întors pe gâtul ei, era o pată de lumină. În grădină nu mai era nimeni ca și acum. Și pata de lumină râdea cu hohot pe gâtul ei negricios. Da. Da. E, hai să mergem. Stai, nu te grăbi. Nu. Să mergem. Mie de ajuns. Tot ți-e frică? Nu, stai! Uite-o. Uite pe Mada. Nu m-a văzut. Eh, ți-am spus, dragul meu, ai văzut că nu vorbesc cu un vânt? Se uită încoa, te caută cu ochii. Ceasul tuturor plăților a bătut. Ce bun îmi pare că ești aici ca să vezi. L-a văzut? Nu întoarce capul? Deloc. Da, te-a văzut pe tine și nu se aștepta. Era învățat să o aștept singur, înțelegi? Acum își dă perfect de bine seama că te-am oprit când puteam foarte ușor să te evit. Minunat, mare serviciu mi-ai făcut, scumpul meu prieten. Minunat. Spune-mi, ce face? Merge înainte, spre ieșire. Se întoarce, n-avea grijă. Ți-am spus că vine, tot așa îți spun acum, că se va întoarce. Ce face? Chiar iese pe poartă. Vine.
Să vezi dacă nu o să întoarcă capul. Nu-l întoarce. Ba da, ba da, face pe... Bine, bine, bine. Hai să vezi că se va întoarce. Acum te-a văzut pe tine. Se va face că își cumpără ceva și pe urmă se întoarce. Hai să vezi, adică... Adică n-ar fi bine să te găsească aici. Vezi... Nu te super că-ți spun. În sfârșit, înțelegi, spectacolul s-a terminat. Am spus că ți-l ofer și ți l-am oferit. N-a fost el tocmai complet precum mi-l anunțase? Bine, vezi tu, nu mai are siguranță în ea. E frică să nu-i fac vreo mojicie în fața ta. Să... Dacă vrei spectacolul complet, spândim și când intră pe poartă, tu îndată te faci că pleci. Ba, mi se pare că o să plec de-a binelea. Te-am văzut de departe. Ce faci aici în parc? Tu ești, Gorescule. Iartă-mă. Sunt foarte indispus. Adică sunt într-o stare atroce. Mă torturează grozav nervii. Știu, aștept pe... Doamnă. Da, o mică explicație cu ea. Vreau să spun să ne dăm reciproc unele informații. Înțelegi? Pentru că de altfel totul s-a terminat. S-a terminat, deci. Da, da. În sfârșit. Asta n-a nicio importanță, așa că nu te super dacă... Eu vreau să spun soția mea... Mă rog, fosta mea soție, poftim, s-a scuzat că se duce puțin aici, alături, lângă grădină. Adică acolo stă modista ei, da. Dar trebuie să vie dintr-un moment într-altul, așa că... Înțelegi, să te rog să... Uite, se vede că modista s-a mutat. Pentru că m-am întâlnit cu doamna departe de aici. Cum? Tocmai o preotresură. Când am salutat-o, chiar să urca. O trăsură? E s-a urcat desigur, în... Desigur. Și încotro a luat-o? Adresa n-am auzit-o, deși încetinisem. Vreau să spun ca să-i prim privirea și să o salut. Mă rog. Și unde zici? A întors birja și a luat-o în jos. Nu s-a bătut cumva, adică, de unde știi asta? Ba da, adică m-am mai uitat și știi când vreau să spun, intru în grădină, dragă, știi că se uită omul în urmă înainte de a intra undeva. Mă rog, și? Și abia atunci am văzut-o întoarcând. Cam ce stradă să fi fost pe acolo? De ce nu stai? Bucuros. La distanța aia de, va se zică, pe dreapta. Aici să caut ea acolo. Adică, da. Da, s-a mutat modista ei. Aminte, da. Mi se pare că mi-a spus ea că e posibil să zăbovească ceva mai mult. Da, n-am dat atenție atunci. Mă rog, sigur. Voi cum stați cu procesul? Parcă vă împăcasereți. Da, e drept, ne cam împăcasem, dar... Dacă ați întrerupt procesul, nu l-ați terminat. Procesul s-a terminat, totuși. E, hai, da, de cum o să-mi pace dacă s-a terminat procesul? Cum putea să mai stea cu tine? Uite, cu toate acestea a stat. Ce crezi că numai formele legale pot ține pe doi oameni împreună? Nu cred. Sunt sigur. Pe alții poate, dar... Așa crezi dumneata? O știu. Ce știi tu? Transcrierea. Ce e cu transcrierea? Păi mai rămăsese transcrierea. Da, v-ați împăcat. A crezut că revii. Că trec cele două luni fără să transcrii și... Și crezi, adică îți închipui că dacă n-ar fi fost transcrierea... Atunci, la sigur, nu, adio... Ai de capul tău. Îmi cunosc eu pe... Ce? Vreau să zic că o știu eu pe Mada, pe doamna. Caracterul dumneaei... De păcatele tale! Păcatele tale! Vreau să zic dacă transcrii... Nefericitule, dar am transcris, înțelegi? Hai!
Mă, de isprăvitule, ia seama la vorbe că... Nu cred, domnule, nu cred. Am transcris, să spun. Ai transcris? De două săptămâni. De două? De două săptămâni. La două săptămâni după ce s-a terminat procesul. Tu, bârnă! Eu... Ai transcris tu? Haide, haide, lasă-mă. Ai transcris, vreau să zic. Și ați mai trăit. Asta vreau să spun, ați mai stat împreună două săptămâni după transcriere? Da. Dar ea știa că ai transcris? Da. Și a mai stat totuși cu tine? Hai, lasă-mă în pace. Poate așa până și-a cărat bagajele, adică până le-ai cărat tu. Bagajele le-am împachetat din prima zi și le-a despachetat ea. Dar acum le-am împachetat din nou. Astăzi le car la hotel, ai înțeles? Imposibil, bine. Ce? Păi nu faci. Asta nu mai faci. Sau poate nu faci de bunăvoie. De-ai putea vedea cât de senin e sufletul meu. Sunt liber, înțelegi? Liber, 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 scumpule! Da, tu tot o mai iubești. Am transcris, să-ți spun. Tot o iubești. Nu înțeleg ce te interesează pe tine la urma urmei. Mă, da, interesează cu pe toată lumea. Ce te superi? O iubești, o iubești. Te-am pus la încercare. Minți, înțelegi? Datoria mea însă... Nici o datorie, ce datorie s-a dus acum? Presupunem că astăzi m-aș fi întâlnit cu Manda. Unde și... te-ai întâlnit cu Manda? Indiferent. Adineori, de exemplu. Presupunem că înainte de a veni încoace, aș fi stat cu ea de vorbă, m-ar fi oprit. Presupunem... Nici o presupunere. Spune-mi, unde ai văzut-o? Cum o mai iubești. Vreau să zic că nu ești chiar așa liber, liber, precum te lauzi. Vezi că te-ai grăbit cu transcrierea. Nu. Ia, o pas. Duceți-vă la dracu cu toții. Auzi, abia aștepta nemernica și aș început să adune imbecilii de pe uliți. Ce mă privesc pe mine toate astea? Nu mai poți, liniște-te, nu m-a oprit, dragă, nu, ce te bornește așa? Nu mai înțelegi nimic, necazul tău orbit, așa că am spus presupunem. Ei, și? Presupunere sau adevăr, ce îmi pasă mie? Mă rog, răspunde lămurit. O iubești sau nu? Ai transcris sau nu? Putem să-i să facem curte. Ce spui, sau... cine să-i facă curte? Păi măi, ăștia, ăștia alții. Dragii mei, primiți, vă rog, binecuvântarea mea. Duceți-vă la dracu cu ea cu tot, dragii mei. Repeziți-vă la ea ca o haită de lupi. Ce mă mai privește? Vârna, ia seama ce spui. Tu n-ai văzut, mă, că eu am jucat teatru, ticălosule. Teatru? Am vrut să studiez lașitatea și nemernicia. Abia ai așteptat, ticălosule. Abia ți-a așteptat voi toți, că tu singur n-ai să ai noroc, ca să-ți o spun eu. Abia s-a așteptat să... Nu v-ați repezit toți, toți! O iubești, o iubești! Nu mă mai plictisi și du-te, du-te! Ce tot mă întrebe atâta, spune ei și... Să vezi că o să te dea afară. Crezi? Ei bine, îți voi dovedi contrariul. Lasă altuia misiunea asta, dragul meu. Hai să vezi că o să te dea afară. Doamnă, ca să zicem așa, încă doamna Bârnea. Cât sunteți de drăguți pentru, ca să zic așa, încă mai îmi ziceți așa, domnule Bârnea. Pentru puțin. Prea puțin ca să merit un compliment ca ăsta. Da, prea puțin. Adevărat. Ce e la dumneata numele dumitale? La mine numele meu e ceva într-adevăr de mare preț. Ce a devenit el însă pe mâna dumitale, asta să nu mai vorbim. Eu ți l-am păstrat cu sfințenie. Cine poate ști?
oricând îți pot jura. Cred. Ce e la dumneata un jurământ? Oh, un jurământ. Un jurământ al meu e ceva, într-adevăr, ce n-aș mai face acum, cu ușurința cu care ți l-am făcut dumitale. Vă să zic că recunoști că le făceai foarte, hai să spunem, ușurel. Pe cel din tâi am spus. Ce-au putut să fie cele de pe urmă? Atunci l-am făcut cu toată sinceritatea. Ceea ce regret e că n-am observat mai bine pentru cine pun sinceritatea în lanțurile lui grele. Foarte grele. Atât de grele că se întorceau sinceritatea pe dos ca pe o mănușă. În niciun caz însă mai mult decât îmi permiteau ele. Va să zic că recunoști că îți întorceai sinceritatea pe toate fețele. Desigur. Pe toate fețele sincerității. Fără îndoială, pentru o femeie, sinceritatea are mai multe fețe. De ce le învinuiești pe toate? Nu vreau ca din cauza mea să poarte toate pe slabii lor umeri greutatea condamnării tale. Cruțele te rog. E drept, sunt și excepții și încă foarte multe. O, Doamne, Doamne, cum nu mi-ai adus și mie în cale o excepție de aia? Îți mulțumesc din partea excepțiilor. Ca unică reprezentantă a genului, trebuie să fac onorurile și pentru excepții. Eu, o biată femeie din marele comun. Ho, 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 ho. O femeie din comun, din potrivă, o chintesență! O chintesență a comunului. Cam paradoxal, dar măgulitor totodată. Îți mulțumesc și din partea mea. O chintesență a celor cu sinceritatea multiplă. Iată cum trișează acest om care are aerul că disprețuiește lipsa de sinceritate. E bine, n-a fost vorba de sinceritate multiplă, ci de una singură, unică, însă cu mai multe fețe. Cum ar fi bună oară întrebarea pe care mi-o făceai adesea? Ai ieșit astăzi în oraș în lipsa mea? Eu puteam să-ți răspund nu și eram perfect de sincer. Îmi închipui. În sfârșit, se vedea bine că ești satisfăcut. Dar mai puteam zice nu căci îmi place să stau în casă. Trebuie să admiți că, fiind sinceră sub această nouă fațetă, satisfacția ta se combina cu un fel de siguranță. Exact cum am spus eu, chintesență. Mai puteam spune, nu căci mă plictisește orașul ăsta cu casele, cu străzile și cu tipii lui nesuferiți. Înțelegi, amestecam și tipii printre case și străzi, pentru ca să fie și mai strașnic. Da. Trebuie să recunoști că, răspunzând astfel, satisfacția ta se preschimba în adevărată bucurie. Căci voi, bărbații, generalizați cu ușurință, iar eu mă refeream doar la ziua aceea. În ziua aceea orașul cu tipii lui mi erau nesuferiți. Iar vorbele mele coincideau perfect cu gândurile mele. Deci, cum am spus, nici că se poate mai sinceră. Dar mai puteam să spun și așa? Nu-mi place să ies fără tine. Da. Sau, decât să ies, mai bine îmi place să rămân cu tine. Ceea ce te-ar fi nebunit de fericire. Iar eu aș fi rămas necontenit sinceră, căci se întâmpla să am și gusturi din astea. E bine, nu e așa că toate aceste variante ale celui din tâi nu, sec și brutal? Nu este așa. Asta este logică de femeie. La întrebarea mea, a ieșit în oraș, un om sănătos nu poate răspunde decât în două moduri. Da sau nu? Tertium non datur. Cum? Adică un al treilea răspuns, după cea mai pură logică, nu este cu putință. Prefer o logică ceva mai impură. Iată, eu răspundeam cum ți-am spus și ajungeam mai repede la rezultat. Acela de a te încânta, de a fi drăguț cu mine, de a te vedea mâncând cu poftă și dormind ca un... O femeie perfect sinceră, o femeie care nu se gândește să înșele și să inducă în eroare, ar fi așteptat întrebarea a doua. De ce n-a ieșit în oraș? Și atunci ea... Îmi dai voie să-ți spun că nu ești un bun logician? Când femeia nu răspunde decât nu, pur și simplu, atunci să știi că nu e în toane bune. Așa că la a doua întrebare, de ce n-ai ieșit în oraș, ai fi putut primi răspuns numai decât. Nu-ți convine să stau acasă? Bine. De mâine nu mă mai vezi decât la ora mesei. De mâine. De mâine ai să găsești alte obraze cu care poți să fii cât de drăguță vrei. Uite, de pildă, Gorescu abia așteaptă. De unde știi că nu mai... Mai știi și pe alții. N-am de unde să știu manevrele dumitale. Cât privește pe caracatița asta uscată de Gorescu, mi-a mărturisit-o chiar el.
în cunoscuta ai dobitocie, adineauri, cu puțin înainte de a veni dumneata. Puteai totuși să-mi găsești un altul ceva mai puțin caracatiță. Săracul Gorescu trebuie să fie sfios. Pe mine m-a ținut de vorbă la poarta grădinii o mulțime și nu mi-a spus nimic. Poftim? Așa... Cum te-a ținut de vorbă? Nemernicu. Mie mi-a spus că te-a văzut într-o trăsură. O, și asta e adevărat. Dar m-am suit după ce am vorbit cu dânsul. Chiar el a fost așa de amabil să cheme pe birjar. Mă miram eu ce l-a găsit să fie așa de gentil. Iar faptul că n-a fost sincer cu tine, înțelegi, mă umple de mândrie. Mândrie care ar fi crescut în intensitate dacă, cum spun, ar fi fost altul. Ca bună oară, cel pe care l-ați căutat cu trăsura și nu l-ați găsit acasă. De unde știți că nu l-am găsit? Pentru că v-ați întors cam repede. Rog, putem să știm și noi cine este acela? Totuși, cu toate astea. Nu, de ce? Cu toate astea, un ceas, un minut, o secundă, cât mai este până... Știți, noi trebuie să fim ținuți în curent de modul cum ni se întrebuințează numele nostru. Ce drăguț ești când te superi. Dacă îmi pare rău de ceva, de tine, de viața noastră împreună, sunt tocmai supărările astea. Unde ai fost cu trăsura? Ce te privește? Și unde mă duc acum? Nu. Nici nu-ți trece prin minte? Nici nu mă obosesc să-mi treacă. Mă duc la tribunal. Nu te duceți. Spune-ți, mărturisesc. Asta zic că ai să mă clintești în bănuielile mele. Știu. Știam că frecventez pe cineva anume. Îți jur că până acum n-am frecventat pe nimeni, îți jur. Dar acum? Acum? Acum, da. Și ai să mă faci să cred că azi e pentru prima oară, așa socoți. Pentru că te-ai întors așa de repede, pentru ca să-mi dovedești că ai vrut să faci o mișcare disperată, dar n-ai găsit pe, mă rog, n-ai găsit complice. Ba, l-am găsit. Să... Da, l-ai găsit, dar în ultimul moment ai renunțat. Te-ai gândit să mai îmi lași un termen. Te-am ghicit de minune. Pe cine crezi tu că ai să amăgești? Nu vreau să te amăgesc. N-am renunțat. Am făcut. Ce? Mișcarea disperată. Și cine? Cine a fost? Domnul? Domnul grefier. Iartă-mă, am vrut să mă mai bucur de o scenă de-a ta. Nu te super, nu? Cea din urmă. Erau atât de delicioase scenele tale. Totdeauna mi-au fost atât de dragi. Când treceau 3 zile și nu-mi făceai niciuna, parcă îmi lipsea ceva. Și de-aia făceam tot posibilul ca să-mi mai ofer câte una. Nu te super că-ți măturisesc. Însă tu m-ai făcut să le aflu gustul lor atât de plăcut. Căci înainte mi se păreau fade și de nesuferit. Plângeam într-una cu toată sinceritatea. Pe urmă, când le-am descoperit savoarea, plângeam așa ca să te bucuri. Vedeam că lacrimile mele îți produc o mare bucurie. Erai satisfăcut. Și zici că ai fost la grefa tribunalului? De ce întrebi? Știi bine că totdeauna făceam eu, femeie, ceea ce ezitai tu să faci, bărbat. Deși nu-mi permiteai să mă amestec, totuși te bucurai când lucrul era terminat. E bine, te-am scutit și azi de oboseală în plus. Poftim, dovada, certificatul. Ai transcris. Pentru că vedeam că te lauzi și nu făceai nimic. Ma da, cum ai putut? Crezi că a fost așa de greu? Domnule Bârnea, poftiți numele înapoi, intact și nepătat așa cum mi l-ați prezentat. Frumosul dumneavoastră nume, Bârnea. Mada. M-am căsătorit cu dumneata din dragoste. Erai un tânăr modest, fără avere și fără să fii pus pe căpătuială. Mi-a plăcut sinceritatea, înflăcărarea și credința dumitale. Mai ales când vorbeai de idealuri, de viitor. Dar nu știu ce te-a schimbat. În sfârșit. În sfârșit, acum putem striga în toată libertatea. Liberi, liberi, liberi. Mada. Liberi. Mada!
putea să ne așezăm aici, domnișoară? Da, pe banca unde s-a legat prietenia noastră, domnule Bârnă. Încă nu pot să-mi lămuresc care a fost primul tău gând când ai simțit mâna mea pe umărul tău. Parcă te văd, plecase doamna și ai rămas prăbușit pe banca asta. La început nici n-ai prins de veste. Da. Zecea adânc cufundat în gândurile negre în care te lăsase femeia aceea, fosta ta soție. Îți mulțumesc. Ai coborât asupra-mi ca un adevărat înger păzitor. Mi-ai dovedit că în lume nu există numai răutate ori interes acerb. Ai reabilitat în sufletul meu femeia, singura capabilă să-ți ofere balsamul cel mai pur. Ești prea gentil. Dar e adevărat că mi-a plăcut să joc acest rol de misionar a sufletului. Asta mi-a venit din război, atunci când am fost infirmieră. Da? Da. Aveam 15 ani când suferințele răniților m-au îndemnat să fac totul pentru a îmbrăca șorțul alb cu cruce roșie. Dar pentru că sala de chirurgie era oribilă, am fost trimisă să fac lecturi convalescenților. Îmi pare rău că n-am poposit la poarta spitalului tău puțin mai înainte. Desigur, preîntâmpinam suferințele din urmă. Nu te-aș fi primit. Iartă-mă, dar nu te-aș fi primit. Eu nu primesc în spitalul meu sufletesc decât suferinții. Mm-hmm. Nu și pe cei numai predispuși la suferință. Da, da. Doamne, unde aș fi avut atâta loc pentru atâta lume? Eu te știu pe dumneata mai de mult. Eram caseriță la restaurantul New York. Extraordinar. Tocmai vroiam să te întreb dacă nu ești într-adevăr frumoasa caseriță de acum un an sau doi de la restaurantul New York. Și de ce nu m-ai întrebat? Crezi că m-aș fi jenat să-ți spun? Nu. Viața mea în care binele a alternat cu răul m-a învățat să privesc totul cu un zâmbet îngăduitor. Cu acest zâmbet priveam și la fericirea care îți scălda fața ori de câte ori intrai cu soția ta în restaurant. Dar instinctul meu de femeie îmi da alte perechi de ochi cu care puteam urmări lucruri invizibile pentru tine. Ai observat chiar de atunci ceva? Da. Mici firețe sături fine de priviri cu tovarășii dumitale care nu valorau desigur nimic în sine, dar care anunțau încurcăturile viitorului. Îți uram în gând ca bănuielile mele să nu se adeverească, însă prevedeam cu părere de rău că la eventualele tale nefericiri poate nu o să fiu eu consolatoare. Pentru că fericirea ta era atât de mare încât căderea într-o stare opusă ei echivala cu o tragedie. Și în tragedie îmi vedeam bine conturat rolul. Înțelegi? Eu cred mai degrabă că ai avut și dumneata decepțiile dumitale. Numai odată la început, când primul convalescent pe care l-am ajutat a abuzat de mine. Cum? Dar s-a înșelat, desigur, dacă și-a închipuit că m-a întristat, pentru că a reușit să-mi fure fără voia mea tocmai ce păstra mai cu zgârcenie. Canalia! Dar tot eu am fost mai tare ca dânsul, căci am știut să mă convinc că nu sunt păgubită cu nimic. Am știut la timp să mă consider în loc de șefuită, tocmai contrariu, donatară benevolă. Adoptă acest sistem de viață ori de câte ori te simți păcălit și fii sigur că vei fi scutit întotdeauna de tristeți. Înțeleg. Și eu am înțeles că idealul este un vis frumos, dar inutil. Prefer momentul, dar să-l trăiesc bine. Sigur că ideal ar fi să fie și frumos, dar iată, bună oră, de atunci viața mea a fost un lanț de fericiri. Mai în urmă mi-a fost dat să luminez bătrânețea întunecată a unui avar extrem de bogat. A fost singura dată când n-am putut duce sacrificiul până la capăt. Am fugit speriată, hotărâtă să adopt altă viață și să mă lansez în afaceri. Și așa am intrat caseriță la restaurantul New York. Evident, sufletul dumitare pur n-a putut duce până la capăt atâtea exigențe cât ar fi pretins acest bătrân bogat. Desigur, s-a întâmplat însă ca bătrânul bogat să moară de amărăciunea plecării mele. Când i s-a deschis testamentul, m-am pomenit stăpâna unei averi considerabile pe care o administrez cu plăcere și cred că o voi duce la o și mai mare prosperitate. Voiajez adesea? Da? Da. Iar în grădina asta am intrat cu pioșenie după 5 ani de zile, căci aici am întâlnit pe bietul meu bătrân și binefăcător. Da. De asta dată însă am descoperit aici nefericirea ta, care mi-a dus numai decât aminte de aceea pe care am făcut-o eu bietului om, părăsindu-l. Și pentru sufletul lui, conștiința mi-a dictat să intervin. Îți mulțumesc pentru gestul tău frumos. Preferam totuși ca darul tău
minunatul tău dar să fi fost pentru mine. Numai pentru mine. Și nu din datorie postumă pentru fostul dumitale bărbat. Credința asta m-a umplut de toate fericirile când iată că acum îmi spui cu brutalitate că pe fruntea mea nu scrie nimic și că dacă nu s-ar fi nimerit la intrare sufletul unui bătrân bogat, avar, care și după moarte aștepta prețul binefacerii sale, culoarul ăsta ar fi rămas pentru întotdeauna închis pentru mine. În primul culoar, te asigur, nu m-a adus niciun mort de mână. Te ascult și regăsesc în spusele tale egoismul tuturor celorlalți. Dar nu face nimic. Dacă soarta ne va ține mai multă vreme împreună, te voi purifica de toate aceste descusătoare plăci sufletești. Rămân credincioasă menirii mele, către care mi-au deschis ochii suferințele răniților mei. Abia după ce te voi vindeca complet, vom putea vedea dacă e cazul să-ți continui drumul în culoarul ce ți-am deschis sau să bați iarăși la poarta vechiului culoar. Acolo, în acel... Acolo. Acolo vei fi primit cu brațele deschise, dacă te vei prezenta cu sufletul pur ca al unui copil. Ți-o spun eu însă, tocmai pentru ca să vezi că pe mine nu mă animă niciun gând meschin de invidie geloasă. Ai dărâmat totul, totul, dacă mă trimiți cu atâta ușurință spre ea. Bună ziua, doamnă. Îți mulțumesc pentru cele întâmplate și te asigur că voi păstra o amintire. Te rog, nu mulțumi și nu-mi păstra nicio amintire. Însă să știi, adevărata putere a iubirii asemeni paradoxului mecanism al lumii. Atragi respingând. Și numai astfel poți ține în orbită strânsă pe cel ce vrei să-l ții. Dacă dorești veșnicie, trebuie să aplici neapărat metodele pe care ți le oferă infinitul. Mi-aduc aminte acum de căpșorul tău de la restaurantul New York, înălțându-se prin norul de tutun din dosul casei, cu pietonătura neagră, atunci n-aveai părul tuns, încercuită de o diademă cât o coroană, conducând cu gesturi suverane serviciul de pe tronul de sticle colorate și bocale uriașe, oblăduind în răstimpuri mesele cu priviri furișe și spititoare. Da, mi-aduc aminte. De multe ori ți-am prins și eu această privire șerpuitoare. Știam, din adins o lăsai să se strecoare spre mine, căci era acolo Mada. Simțeai că e puțin neliniștită de această privire și parcă înțelegeai că eu spuneam inimii mele: de n-ar fi Mada, de ce pleci? Nu pleca! Nu te interesează lucrurile astea? Te-ai supărat pentru că am spus de n-ar fi Mada? Pentru că am văzut pe Mada. Cum? Vine, nu te uita. Ah, cum nu știți să priviți. Văd că o iubești mult. E înconjurată. Hai, du-te și tu. Cedezi de bună voie locul, mă consider învinsă. De ce nu te duci? Eu... Vrei să-i aplici metoda. Hai, du-te. În ce mă privește, misiunea mea am îndeplinit-o. Ți-am alinat durerea și ți-am lăsat pe deasupra și un medicament. Hai, du-te. Nu mă duc. Deci nu mă uit. Deci că e înconjurată de un roi întreg. Da. Nici nu mă uit. Să mergem. Nu ne-a văzut. Te asigur că te înșel. Un moment i-am prins privirea de departe. Și eu sunt de părerea doamnei. Nu e așa? Da, sigur. Mențin cele spuse. Ne-a văzut, ne-a privit pe sub sprâncene. Pot zice că a și surâs. Un surâs așa sardonic de răutate și necaz. Ai văzut dumneata așa ceva, domnule Gorescu? Da. Poate ți s-a părut, Gorescu. Eu l-am urmărit tot timpul. Și eu, slavă Domnului, am ochii cei mai buni. Cei mai buni ocaniciunul. Și nimănui nu i s-a părut că a avut un râs sardonic. Nu, la niciunul. Cu toate astea, mie și Madi, adică mie și doamne. Pardon, eu n-am văzut niciun râs. Eu am avut impresia numai că ne-a văzut. Dumneata ai scornit-o cu râsul. Ne-a văzut, a răscrut ceva așa ca de răzbunare și a trecut înainte. El acum și-a găsit... S-au oprit, să stăm și noi. Da. Eu zic să rămânem pe această bancă, să nu avem impresia că îi urmărim. Nu, domnule Prundan? Da, desigur, doamnă. Hai să facem zgomot, ca să întoarcă capul încoace și veți vedea din nou atunci râsul sardonic care vrea să spună: oricât ați râde, nu, eu nu vin. Ei, poftim, fă zgomot, să vedem râsul sardonic. Da. Alo! Nu se vede nimic. Alo? Pare profund cufundat în convorbire. Într-adevăr, pare mult preocupat de această convorbire.
Da, nu face nicio mișcare a capului. Și nici n-a făcut. Nu ne privește nici măcar cu coada ochiului. Și nici nu ne-a privit. Sunt sigură că nu ne-a văzut altfel. Și prea poate și asta. Eu nu susțin morții și o părere. Numai de intransigență nu pot fi învinuit. Da. Vă rog că să fii preocupat până într-atâta de o casieriță, de casierița de la restaurantul New York, care, pe care, în sfârșit, nu mai vorbesc. Pe care, spune. Ah, era una din alea, da? Cu astfel de femei. Bine, uite, Brundeanu vă poate da relații și mai complete. Pe câte știu eu, trecea drept foarte serioasă. Se vorbea într-adevăr de un trecut din cele mai zgomotoase, dar ceea ce era extrem de curios e că șederea ei aici a dezmințit toate aceste zgomote. Da. Păi, nu ți-aduce aminte, Mectupciu, dragă? În seara aceea, da, și tu erai, Brădescule, când am întârziat noi la restaurant ceva mai mult de 6 dimineața. Am invitat-o la masă, dar ea ne-a refuzat categoric. Vidrașcu se îmbătase și a trimis prin chelner pe o tavă brățara lui de aur. Nici nu s-a uitat la ea, ținite, Brădescule. Pe urme, peste câteva zile a dispărut subit. A stârnit multă nedumerie. Ce cred? Dar nu știi cum a plecat? Să-ți spun eu, că văd că habar n-aveți. Mititica cuvioasă. Adică să-ți spună Vidrașcu. Brățara lui i-a rămas în memorie. Întrebați-l, el a lansat-o ca pe urmă să acosteze. Nu pot să spun. Ce zici, Prundene? Ce Vidrașcu, ce Brățara, ce tot vorbești mai aici, brute și nevrute? Ieri l-am văzut pe Vidrașcu și avea Brățara la dânsul. Pentru că, să vă spun eu, i-a adus-o. Vorbești prostii, Borescule. Ea a plecat pentru că a lăsat-o moștenitoare un bătrân bogat. Se pare un unchi. De atunci nici n-a mai dat pe aici. Ei, cum poți să asculți asemenea basme? Dragă, chiar ieri ne povestea asta patronul restaurantului New York. Domnule Gorescu, sfârșește, te rog, cu informațiile dumitale. Îți mulțumesc pentru străduința ce depui ca să-mi faci plăcere, însă te asigur că nu mă servești deloc în modul ăsta. Dar este bun. Mi-aduc aminte bine de caserița de la restaurantul New York. O știu bine, foarte bine chiar. Când ne duceam pe la restaurant, din când în când se uita la masa noastră. Și dacă nu mă înșală deloc memoria, chiar la bârnea. Vă înșală, doamnă Marda, vă înșală memoria. De unde puteați ști pe cine viza ea cu privirile ei? Eram doar toți acolo de obicei. Da, uite, și Mehtupciu, și Brundeanu, și Stroila. Și dumneata. Da, nu ai la tine niciun caz să se uita. Ei bine, nu se uita la niciunul din voi. Eu însă cunoșteam ușor pe cine viza ea, pentru că eram femeie, tot ca ea. Iar ea, de asemenea, pentru că era femeie tot ca mine. Vedea bine că bârnea era obiectul principal al atențiilor mele. Ies din grădină. Nu, s-au oprit în fața porții. S-au pornit. Trec înainte. Da, uitați, ocolesc grădina tocmai pe la margine. Frate, dar e un făcut. El nu se uită deloc încoace. Parcă-i jurat. Te cred dacă zici că e o moștenire. Nu știi, o fi mare cumva? Fenomenală. Ce mi-a spus patronul ieri, m-am crucenit. Nu vorbi. Ce norocos acest bârnea. Întâi a avut o comoară de nevastă și acum, iată, o nevastă cu comori. Eu îl strig. Nu, te rog. Dacă e așa, nu vreau să-i atragem atenția niciun fel. El să observe singur. Să fie singur dacă vrea. Gestul să pornească de la sine. Și va porni. Oricâte comori ar fi în cumpănă. Cum ar putea să vină când mă va vedea cu atâția? Îl știu cum e de încăpățânat. Parcă îl văd că mă va saluta profund și îmi va zâmbi. Nu. Trebuie găsit alt plan. Haideți să mergem. E mai bine că nu ne-a văzut. Haidem spre pavilionul acela, spre copacii aceia adunecați. Trebuie să găsim alt plan de luptă. Vreau să mă lupt puțin acum. Am mare poftă. Veniți după mine! Dar dacă ei sunt undeva ascunși și nu urmăresc toate gesturile noastre? Crezi că s-au ascuns anume? Atunci ar fi minunat. Minunat? Ar fi minunat pentru că
Asta ar dovedi sentimentele mari pentru tine. E chiar posibil ca ea, văzând cât de repede crește prietenia noastră, să vrea să te reatragă. Îți spun sincer că perspectiva asta mă pasionează și mai mult. O luptă cam în felul ăsta îmi surâde de minune. De culoare cu totul îmbătătoare unui amor începător ca al nostru. Și dă și trăinicie, temelie, fundament. Crezi că acum, după ce am transcris, sentimentele nu se transcriu, dragul meu, și nu se prescriu. Nu știu ce mă face să cred că ea este pe aici, pe aproape. Simt asta în aer. Să caute să mă reatragă? Nu, nici într-un fel. Ești copil. Te va căuta. Alta poate nu, dar una ca ea te va căuta, va lupta. Dacă nu de altceva, cel puțin să zădărnicească iubirea noastră. O știu bine. De ce zâmbești? Spune, te-ai gândit la posibilitatea izbânzii ei? Spune. Nu m-am gândit la asta. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla între mine și ea, totul s-a sfârșit. Iată, eu îți jur că te voi iubi pentru totdeauna. A, te-a ajuns. Încetează, te rog. L-am auzit de atâtea ori că în numele iubirii noastre te conjur. Lasă. Dar de ce să nu crezi că am putea fi noi cei pentru care cuvântul să poarte adevărata lui semnificație? O sfârșește. Dacă am fi noi cei din tâi, spune, Mada, de ce n-am putea fi noi Mada? Cei... Mada? Melanie, am vrut să spun. Mada, aveți nume atât de apropiate. Ai văzut? Dacă pronunți cuvinte fatale. Dar uite-o. Bună seara, domnule Bârnea. Îmi permiteți o mișoară? Vă rog. Eu vă las. Bună seara. Atunci e adevărat că dacă pomenești numele cuiva... Da? V-ați ocupat puțin și de modestul meu nume? Întâmplător. Pe ea o cheamă Melania, dar din obișnuință am strigat-o deodată Mada. Ești foarte imprudent. La începutul unei legături, o astfel de greșeală poate fi fată. Oh, nu, dimpotrivă, i-a făcut mare plăcere. Crezi asta cu tot din adinsul? Firește, a râs. Pentru că această inadvertență a mea venea la timp. Să adeverească exact ceea ce vrea să dovedească dânsa, așa nume. Că a devenit inadmisibil să se mai întrebuințeze într-un legământ cuvinte umflate și nesincere ca veșnic, totdeauna, așa. Da, așa susține dânsa. Da. Puternică dragoste trebuie să nutrească această femeie pentru tine. Îmi pare foarte rău. Aș fi avut foarte puțin să-ți vorbesc. Atât de puțin că nu mă închipuiam să exasperez într-atâta răbdarea cuiva. Foarte bine, foarte bine ai făcut, Mada. Tocmai și eu aș fi vrut să-ți vorbesc ceva în interesul tău, Mada. Numai în interesul tău. Dar acum, iartă-mă, trebuie să plec după dânsa. Un moment, Mada, te rog. Te rog, te rog. Dar nu s-ar putea să-mi acorzi totuși o zi în care... Regret, dar... Un moment numai. Dacă pleci, îți promit că niciodată nu te voi mai plictisi. Dar îți jur că niciodată. Înțelege-mă, trebuie să plec după ea. Ai să regreți. Cum? Ce am să regret? Ce mai pot eu să... Mada... Nu pleci după ea? Las-o să se ducă. Eu o las din toată inima. Nu o găsesc eu. Te asigur că nu se duce așa de departe. Știi în ce împrejurări m-a cunoscut? Nu. Foarte pe scurt, de-al minteri e nepoliticos o fac să aștepte prea mult. Îi voi spune că m-ai reținut cu afaceri importante privitoare la divorțul nostru. Am cunoscut-o aici, în grădină, când tu ai plecat, spunându-mi că ai transcris divorțul. Ea a venit ușor, fără să o văd, și mi-a pus o mână pe umăr. Înțelegi? Ca un înger salvator. Cu femei de-astea mă înlocuiești? Cu înger salvator din grădinile publice? Nu, Mada, Mada, te înșel dacă ți închipui. Mi-a spus că a înțeles din gesturile noastre și din unele vorbe răslețe că asupra mea apasă o mare restriște și, pentru că a suferit și ea la fel, a venit să mă îmbune cu cuvântul ei și cu sufletul ei să lăsăm Mada. Nici nedreaptă cu ea. În sfârșit, vroiai să-mi vorbești. Mi-ai spus același lucru. Ți-acord întâi cuvântul dumitale. Poate e mai grabnic ceea ce te interesează pe tine. Ceea ce aș fi vrut să spun eu ar mai putea fi lăsat. Ne-am putea întâlni bună oară mâine, înțelegi? E ceva că nu se poate spune așa în câteva vorbe. Mâine ți-am spus în niciun caz. Atunci... Nici poi mâine, nici în altă zi. Acum, am tot timpul să ascult.
De ce privești în jur? Oh, n-avea nicio grijă că te așteaptă. Doar te iubește prea mult. Cu neputință ca iubirea ei să se evaporeze doar în câteva minute de așteptare. Singur ai spus că ea preferă inimi sfâșiate. Am venit la timp. Altfel, cum erai pe cale să te vindeci, riscai să nu mai prezinți nicio atracție. Hai, spune, m-ai făcut nespus de curioasă. Mi-ai spus doar că e vorba de interesul meu, nu? Nu m-am îndoit niciodată de bunele tale intenții față de mine. Tocmai, Mada, și pentru că... Adică vreau să spun... Da. Introducerea a fost suficientă. Este vorba de... De... Prietenii mei. Da, Mada, ai ghicit. N-a fost prea greu. Noua stare de lucruri te pune... Adică vreau să spun, te așează față de dânsii... Într-o nouă situație. Da, perfect. Perfect, Mada. Într-o nouă situație. Ei pot acum să-și închipuie... Ei ar putea crede că... Ei pot să-și închipuie multe, dragul meu. Se prea poate, de bună seamă, ei sunt niște optimiști, nu? Pot eu să-i împiedic de a fi optimiști? Trebuie, Mada. E în interesul tău. Acum doar numele meu nu mai e în joc. Dar a rămas al meu. Despre el n-avea nicio teamă. Așa îmi place mie să mă joc cu el. Dar totul nu va rămâne decât un simplu joc. Partenerii mei sunt avizați. Cu toate astea, vreunul dintre ei ar putea trece marginile. Se prea poate. Ar fi într-adevăr ceva destul de amuzant, pentru că ceilalți îndată vor veni să-l pună la locul lui. Ăsta, înțelegi, e avantajul jocului în mai mulți de doi. Ei vor căuta să te surprindă singură, Mada. Da, s-o crezi, e foarte natural. Și vezi că atunci jocul în mai mulți se va reduce pe neașteptate la jocul în doi. Așa ar fi să fie. Totuși nu văd pe niciunul. Niciunul nu e în stare. Sunt niște mototori. Nu vezi la niciunul puțin spirit de inițiativă. Mi-ai lăsat o companie. Da, evident, par toți băieți așezați de bună seamă. Pe Prundeanu nu aș crede capabil, e foarte corect, nici pe Stroilă, nici pe Brădescu și cred nici Mectupciu, dar m-am gândit la Gorescu. Nu-l cunoști pe acest mizerabil. Nu ghicești ce clocește în capul acela pocit. De când te urmărește el cu privirile lui necurate? Zău, crezi cu tot din adinsul că el îmi poartă un sentiment deosebit? Nu trește pentru tine sentimentele celui mai meschine. Mi-a spus-o singur, Mada. Parcă-i văd luciul bălos al ochilor când îi spuneam că am transcris. Știi ce mi-a răspuns? Aha, vă să zic, acum putem să-i facem și noi curte. Putem să sperăm și noi, înțelegi? A spus noi. El asta? S-a întâmplat asta cu adevărat? A avut el curajul? Bietul Gorescu. Într-adevăr, el se ține de mine ca un câine credincios. Îți închipui, Mada, ce prăbușire cumplită ar fi. Gândește-te, Mada. Revezi-l, plimbă-ți pe el privirea un moment. Această speță de imbecil sinistru, această deșirătură osoasă și fantomatică. Sfârșește, ți-am spus. El nu-i decât doar câinele meu. Și eu nu obișnuiesc să-mi sărut câinii. Da, sigur, Mada, tu n-ai să lași numele și frumusețea ta la discreție acestor ușurate și destul de deocheați. Oricare ar fi pericolul în care mă voi zbate, nu te voi chema. Mada, dar... Decât cu o condiție. Cu orice condiție, Mada. Și tocmai pentru asta te-am oprit. Anume? Îți interzic să mai însoțești această femeie. Cum? Îmi interzici? Da. Bine, dar... Există, deci, un dar. Mamă, transcrierea... Transcrierea. Acum ești liber, vrei să zici? Ah, sunteți liber. Ei bine, dacă sunteți liber, bună ziua, domnule. Da, bună ziua, bună ziua. Da, suntem liberi, Mada, însă dacă tu vrei, dacă tu ai vrea, uite, îți făgăduiesc că toate, că pe niciuna din... Nu vreau nimic. Dumneata ești liber. La dumneata totul se rezumă la un certificat, liberat de o grefă umedă și plicticoasă. Mada, eu... La dumneata totul se reduce la acte și formalități. La dumneata totul e în funcție de registre, de primari, de ofițeri, de stare civilă sau mai știu de ce. Mada... Și de starea materială a caserițelor îmbogățite. Dumneata nu poți concepe sentimentul pentru el însuși. Mada, tu spui astfel. Tu spui că mă vei iubi și acum când nimic nu ne mai leagă, e cu putință? Dacă ar fi așa, Mada, îți jur că nu m-aș întoarce la nici una, nici la aceasta. Poate să dea ea ocol grădinii cât o vrea. Ești tu capabil să faci un gest ca ăsta? Să rup definitiv cu o femeie care vrea să se căsătorească cu tine? Să facă, cum se zice, casă cu tine și
chiar copii? Mata, eu... Spune, poți renunța definitiv la astfel de femeie? Pentru alta, de la care nu vei mai putea spera nici măcar să te recăsătorești cu ea. Spune, țin mult să știu acest lucru. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că ai putea să mă iubești doar pentru mine însumi, pentru sufletul meu, numai în afară de contingențe, de oricare altă natură, în afară de orice formalitate. Eu credeam că tu nu mă poți iubi fără aceste formalități, Mana, și de aceea eu... Sărutul pur și liber. Mada, Mada, nu-mi voi întâi să mă uit în jur, să mă pipăi, să văd dacă... Hai deodată! Și dacă mariajul ăsta cu boschete și stele te va plictisi, scumpul meu domn și soț liber, vom mai inventa și alte forme de fericire. Bună, oare ce zici de perspectiva asta pe care mi-ai sugerat-o însuți? Prundeanu, dezgolindu-mi trupul din albele veșminte ale miresei. A, da. Prundeanu soțul, dar soț în fața legilor, nu a stelelor, ca domnul Bârnea, care ar fi eternul iubit. A, da. Adică exact ceea ce s-a străduit atât amar de vreme Prundeanu să fie, când Bârnea era soțul legal. Haide, spun odată, nu-ți urât de această perspectivă? Vorbește. Ui, ajunge oare să faci tu asta pentru mine, Mada? Sau poate că prefer pe altul dintre ei să-ți dea satisfacția asta perversă care vă place vouă, bărbaților? Haide, spune, numește-mi-l și plăcerea ta va fi împlinită. A, nu, Mada, dacă cele ce-mi spui nu sunt o fantezie trăcătoare sau o răutate... Ah, ești necontenit același, necontenit bănuielnic, meschin poltron. Cât ești sălbatic, dericit, de depost. Mada, Mada, Mada mea, deci vorbești cu toată seriozitatea, dar... Atunci, Mada, eu care ți-am pretins să păstrez numele meu curat atunci când îl purtai, nu voi fi eu cel care să te îndemn să-l calci în picioare pe cel pe care îl vei înlocui. Prin urmare, ești necontenit același. Prin urmare, astea sunt toate sentimentele tale față de mine. Ele se reduc necontenit la câteva reguli de purtare, la câteva formalități, la câteva stupide conveniențe sociale. Iată cum poate să iubească acest om, când tocmai printr-o mișcare energică, pe care el singur se străduia în zadar să o facă, îl voi libera din toate aceste lanțuri și erezii. Mada, pentru asta e transcris. Ei, da, pentru asta, pentru asta. Și acum uitați-vă la acest sărman ortodox. Cum se cutremură că ar putea să-și încornoreze pe unul din amicii lui cei buni, care mă îndemnau cu atâta amploare nascuns să-mi bat joc de numele ce-mi dăduse. Făceau ei asta, Mada? Lui nici acum nu-i vine să creadă. Și cu ce aplicație? Mada, eu... Și dumneata credeai că eu nemernic ai zăpăceam pe bieții amici nevinovați. Care dintre ei? Care? Mai toți, cu toți, seamă, toți, care? Toți, fără excepție. Conaliile! Și vor continua, desigur. Abia așteaptă să-mi dea vreunul numele lui. Contrar concepțiilor dumitale, ei așteaptă fiecare să fiu aceluilalt. Pentru că atât cât voi rămâne cu numele meu, își dau perfect seama că este cu desăvârșire exclus să se poată atinge de el. În schimb, așteaptă să se repeadă la numele ce-l voi dobândi, să-l sfâșe ca o haită de câini. Numai domnul Bârnea, sărmanul, el va sta deoparte și va suspina dureros că perceptele lui morale îl împiedică să se amestece în haită. Și cu toate astea, el singur ar fi unicul, ar fi norocosul, pentru că el singur m-a iubit cu adevărat. Toate mojiciile sale, tot iadul acela în care îmi transformase casa cu bănuielile lui, mi-au dovedit-o. Mă iubea. Mada, fii liniștită. Eu sunt lângă tine. Nici unul nu se va putea atinge nici măcar de un fir de păr al tău. Și nici nu e nevoie. Nici nu e nevoie să te mai gândești la complicațiile pe care le-ar oferi faptul că vreunul dintre ei ar putea să te iubească așa cum te-am iubit eu. Nu mă va iubi, nu, nu, nu. Nu sunt copilă să nu înțeleg acest lucru. Numai dorința vreunuia, curiozitatea lui crescută la exces ar putea face să mă ceară. Dar mă voi răzbuna teribil contra acestei negocieri de sclavă, dezgolită și pusă la cântar. Mada, să lăsăm toate astea. Nu e nevoie de astfel de satisfacții meschine. Vom rămâne unul altuia, Mada, în această nouă înțelegere pe care eu parcă o vreau fără să o sezizez, fără să o înțeleg și pe care tu, cu mintea ta lucidă, Mada, și cu energia ta, ai cuprins-o și ai realizat-o cu un singur gest. Vom fi unul al altuia, Mada, definitiv, etern. Haide, Mada, dă-mi acum sărutul pe care mi l-ai
cerut adineauri. Romantic, la lumina acestor stele. Ei, voi, aceia, veniți să vedeți noua căsătorie în fața stelelor și a boschetelor. Veniți să vedeți cât de ceremonios este mirele meu. Unde sunt ceilalți? Nu sunt, sunt... Unde sunt, Gorescule, vorbește odată? La caseriță. Ce caseriță? Păi, caserița de la restaurantul New York. A trecut pe lângă noi unde așteptam și Prundeanu a salutat-o. Ea a răspuns și am intrat în vorbă cu dânsa. Au plecat cu dânsa? Îi țin de urât pe alei? Nu. Au tras mai multe bănci în jurul ei și s-au pus la taifas. Ah, sunt încă acolo. Au auzit bătăile mele din palme și nu s-a deranjat niciunul. Nici nu le-au remarcat. Ba da, Prundeanu a strigat la ceilalți: duceți-vă! Și Struile i-a răspuns: du-te tu dacă ai nevoie. Și ceilalți? Au râs. Și te-au trimis pe dumneata în bătaie de joc. Eu am venit singur. I-a fermecat pe toți amica dumitale, domnule Bârnea. Ma da. Ea are puteri extraordinare, magnetizează în masă. Are cu adevărat ochi atât de puternici? Sau... are o voce atât de cântătoare că întrece sirene. Da, da, le spunea că bătrânul ei amic i-a lăsat o moștenire de 1000 de iugăre și 4000 hectare de pădure bătrână. Asta le cânta vocea de sirenă. Am înțeles. Și ce le mai spunea? De gazmetan, o mină de aur. Nu știu ce redevențe la petrol în Prahova. Am înțeles, am înțeles. Cred și eu că poate convinge cineva cu astfel de putere financiară. Și ei stau să asculte toate aceste bazaconii fără să râdă. Erau chiar foarte serioși. Ea nu vrea să vorbească de toate astea, însă ei o descoseau, mai ales Prundeanu. Au vrut să o prindă și cu minciuna, însă răspunsurile ei erau atât de sigure că au devenit cu toții serioși. Grăbiți-vă, domnule Bârnea! Sunt în stare să fure această tânără milionară. Mada, te rog să... Dacă te-ai duce acolo, îi bați pe toți. Vorbește cu atâta drag de tine, ea numai de tine ar fi vorbit, dar ei, ei o aduceau necontenit cu vorba să le enumere inventarul, banii, acțiunile la bancă. Haide, du-te, duceți-vă să vă cânte cântecul ei, pe care eu n-am să vi-l pot cânta niciodată. Eu n-am moștenit niciun milionar, sunt săracă. Eu nu mă duc. Nu mă duc să mă ofere amândouă Americile, India și minele din Transvaal pe deasupra. Evident, el mă iubește pe mine. El mi-a rămas singurul credincios. Era și fatal cu figura lui de câine. Ma da. Uită-te la el, Bârnea, și fii satisfăcut că m-ai lăsat pe mâinile care îmi trebuiau. Bucură-te, râzi, bate tu acum din palme. Ți-a venit rândul să-mi plătești cu moneda pe care ți-o pregăteam. Am rămas a lui Gorescu, a deșirăturei osoase. Râzi, Bârnea, râzi. Ma da, nu e. El singur îmi mai face declarații. Nu trebuie să... Ma da, eu... E destul de târziu. Să mergem, domnule Prundeanu. Nu, nu încă. Până nu voi avea făgăduiala ce-ți cer. Poate o vei putea obține mult mai ușor acasă, în odăița noastră. Nu, nu. În brațele tale îmi pierd complet mintea și nu știu ce să-ți mai cer. Vreau să-mi spui să te legi aici, în fața copacilor ăștia care vreamătă, la fel cu inimile noastre, la fel cu inima mea. Haide, spune că vei fi numai a mea și pentru totdeauna. Făgăduiește că nu vei pleca din orașul ăsta până nu vom trece pe dinaintea altarului și... Nu înțeleg pofta asta curioasă de a te lega pe viață de o femeie care deja ți-a acordat tot ce putea să-ți acorde. Când poți să-ți păstrezi libertatea bucurându-te de ceea ce dorești, nu înțeleg de ce pentru același lucru e nevoie să-ți o pierzi.
Vreau să-ți dau această libertate în schimbul minunatelor tale farmece. Vreau să știu că am meritat cu prețul ei darul ce mi-ai făcut cu ele și nu mi-au venit așa ca o pungă găsită pe drum. Ești al doilea bărbat care îmi cere acest lucru. Cel din tâi a fost bătrânul. Nu știi povestea. Bătrânul, așa îi spuneam eu, era într-adevăr un moș care m-a iubit mai mult decât oricare altul, într-atât chiar că a trebuit să fug de dânsul, fără să-i fac plăcerea de a mă căsători cu el. Însă el nu m-a uitat și mi-a lăsat averea lui. Înainte de el, nimeni nu m-a mai cerut. Nu mai povesti de acest bătrân. Nu pot suferi să aud povestea trecutului tău. Nu, nu trebuie să tragi de aici concluzia că am să-ți fac scene de gelozie pentru trecutul tău, dar și tu va trebui să n-aduci niciodată vorba de acest trecut. Zici că înainte de bătrânel nimeni nu te-a cerut. Te rog să crezi că mă simt fericit de aceasta. Altfel aș mai fi avut eu norocul bucuriei pe care mi-ai oferit-o. Cine știe. Dar nu m-ai lămurit deloc de ce ți-e așa de mult la căsătoria noastră, când bucuria de care îmi spui ți-am și oferit-o e de mirare. Așa a fost vrerea soartei. Dar să nu cârtim și să ne mulțumim cu ce ne dă ea. Sunt foarte mulțumită de ce mi-a dat. Nici cu mine n-a fost vitregă decât atât cât nu m-a făcut să te cunosc înainte, liberă chiar de amintirea bătrânelului. E de mirare. Doar m-a expus atâta vreme pe tronul de bocale colorate, cum spunea amicul tău Bârnea, de la restaurantul New York. E cu siguranță că eu lipseam atunci din oraș. Îți amintești cumva de figura mea? Nu, dar pe amicul lui dumitale Bârnea mi-amintesc foarte bine. Bârnea, numai de el aduci vorba. Ce faci, ești gelos? Sunt, pentru că te iubesc cu înverșunare. Odată cu iubirea ta va fi să-ți dau la rândul libertatea mea, pe care mi-am jurat să mă dedic numai acestor opere de caritate sufletească. Asta te împiedică, dar îți jur că voi respecta și voi aproba orice act de filantropie vei face. Aici e vorba de filantropie sufletească. Ei, da. Când Bârnea va bate la poarta noastră, îți jur că îl vom primi. Îi vom da un apartament întreg, îi vom da ordin administratorului să-i pună tot la dispoziție. Nu mă înțelegi deloc. El va avea atunci nevoie de o inimă, nu de apartament, ci de administrator. Îi vom da și inimile noastre prietenești. În loc de una va avea două, gata să o consoleze pe-a lui. Hai să mergem, e așa de târziu. Trebuie să fie aproape trei. De ce schimb vorba? Haide, făgăduiește-mi. Uite, eu sunt gata să merg cu dezinteresarea și cu încrederea în tine până acolo încât să nu mă amestec în operele tale de caritate sufletească. Îți jur pe ce vrei. Voi găsi eu alte ocupații acolo. Bună oară, registrele. Știi ce voi face eu? Te voi face să culegi cu adevărat roadele bogăției tale. Vei vedea să ai o asemenea avere și să nu știi să ți-o sporești, să faci din ea de două ori, de trei ori, mai mult, de patru ori. Eu am să fac acest lucru. Uite, pentru început am să controlez registrele administratorului. Dar el nu ține niciun registru. Vai, micuța mea scumpă, dar ăla trebuie să facă un jaf acolo, în propria ta avere. Cum poți admite? Tu, ocrotitoarea inimilor, trebuiești la rândul să fii ocrotită. Trăim în mijlocul unor hiene, scumpa mea dragă. Și iată ce aud, ea nu pretinde niciun control, dar s-au văzut cazuri când... În sfârșit, îți promit să mă ocup eu de asta sistematic, să-ți creez niște avantaje nevisate. Să știi, în orice caz, nu-mi place deloc administratorul tău și simt și mai mult nevoia de a insista în rugămintea mea, pentru că tu, complet preocupată de alinarea sufletelor, ai absolută nevoie de concursul unui bărbat dezinteresat care, uite, îți jur, te va lăsa să-ți împlinești toate voile tale. Hai,
Haide și lasă prostiile, câinele meu păzitor. Ai venit până aici, poți să mai faci câțiva pași. Și mâine, dacă te plictisește corvoada asta, n-ai decât să te lipsești de ea. De mâine te absolv. Rămân lângă tine, Mada. Vei face tot ce vei vrea cu mine. Voi face tot ce-mi vei porunci. Voi omorâ pentru tine. Așa cum spunea acum câteva seri. Numai nu-mi zbii în față poarta aceea grea. Lasă-mă să o repet eu în urmă. În urma noastră. Gorescu, ești un dulău obraznic. Nu mai am nevoie de serviciile tale. Dacă nu poți suferi trosnetul porții, puteai să mă duci cel puțin până în marginea grădinii. Ți-e urât singură? Nu mi-e urât. De ce să-mi fie urât? Că m-au părăsit toți prietenii? Că în mijlocul grădinii n-a mai vrut să mă urmeze nici câinele credincios? Nici nu știi ce farmec are singurătatea. Vreau să spun, sentimentul acesta al părăsirii. Mă simt mică și umilită, mă strâng în mine ca melcul pe care l-ai lovit. Dar îți spun, niciunul din aceștia care m-au ocolit acum nu se vor mai apropia de mine. Îi știu bine, vor veni înapoi, unul câte unul. Îi aștept chiar. Dar îi voi alunga cu disprețul cel mai profund. Ei sunt șterși pentru mine. Și vor veni, se vor ruga, vor cădea în genunchi. Sunt sigură, sigură. Și atunci voi ști cum să mă răzbun. Tu nu știi decât să te răzbuni, Mada. Dar nu știi să răsplătești. Iar ai început să latri. Figura ta mi s-a întipărit adânc în minte și atât de antipatică încât nu o pot șterge nici cu noaptea de apoi. Lasă-mă! Miser, veniți-mă, ajutor! Acolo! Ai! Stai că trag! Bârna, nu da. Mernicule! Bârna! Am scăpat, ajută-mă. Mada, tu ești puternic. Lângă tine mă simt și puternică. Totul a fost o prostie, o lecție. Eu numai pe tine te iubesc. Ați ascultat Sfârșitul de Gib Mihăescu. Adaptare radiofonică de Ghiță Florea. Distribuția a fost următoarea: Bârnea, Alexandru Repan; Mada, Irina Mazanitis; Melania, Mariana Mihuț; Prundeanu, Nicolae Pomoje; Gorescu, Adrian Georgescu; Stroilă, Sorin Gheorghiu; Mehtupciu, Hamdi Cerchez; Brădescu, Andrei Ionescu. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Cristian Molfeta, Constantin Botez. Asistența tehnică: Nicoleta Banea și Iuliana Grumeza. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică: Cristian Munteanu.